Din nou la Servus-Stoc, cu stil și rafinament, de când ne-a făcut atâtea complimente meritate de altfel de către primite de la Adina Buzatu, de-abia mai respirăm eu și cu Tibi. Sigur, mulțumim celor care au inventat bretelele că sunt extensibile, că altfel crăpa ficatul pe Tibi. Nu știți voi ce situație s-a întâmplat. Bun, ne întoarcem la oile noastre. Oile noastre fiind oile din politică. Tibi, lăsăm save the best for last, salvăm cei mai buni pentru final? Bineînțeles. Bun. Atunci haideți să nu abandonăm politichia. Politichia, pentru că acesta, dragilor, este evenimentul care a zguduit din temelii Sfânta Vineri. Oh. Și anume această moțiune de cenzură care a trecut. Un alt cutremur care n-a putut fi prevăzut. A, da. Aduceți-vă aminte, am vorbit săptămâna asta de cutremure care nu pot fi prevăzute. Nu credeam că PDL-ul va fi nimicit. Că va învăța să moară vreodată, după cum a spus și poetul. Da. Și de data asta mi-e teamă că PDL-ul este... PDL-ul tocmai în viziunea mea. Nu fac politică, nu sunt om politic, nu e campanie, n-am nicio treabă. Dar, tocmai PDL-ul, în această zi, PDL-ul a călcat în loja onorabilă în care stă și PNCCD-ul. Vă spun eu, dacă din asta se mai transformă, înseamnă că, nu știu, cameleonul e nimic. Ca comparativ. Și pasărea Phoenix din propria cenușă. Nu mai ai ce să renaști. Și din propriul scrum. Nu mai ai din ce să renaști, din praf și pulbere. E o diferență, din nu? Cenușă mai renaști, dar din praf și pulbere n-ai cum. Mă rog, în sfârșit, da, o moțiune de cenzură care a fost astăzi încununată de succes. Și guvernul a fost dat jos. Baciul Ungureanu. Haideți să-i spunem așa. Baciul Ungureanu și ai lui au intrat mai repede în vacanța de 1 mai. Și-au luat-o mai repede decât restul românilor, cu singura diferență că vacanța lor, dragilor, s-ar putea prelungi destul de mult. Și v-am spus de ce. Vă dați seama ce o să fie acum la nivel central, la nivel local, PDL-ul, cum joacă, ce aș mai pot să scoată din mânecă. Aoleu. Nu se mai poate face nimic. Noi nu știm, vă spun sincer, e o schimbare, îmi dă așa o stare de efervescență. Și euro a avut azi o stare de efervescență. A atins 4,4 lei, a ieșit Isărescu. Ăștia cu Escu vor salva România, vă spune Bogdan Rădulescu. A ieșit Isărescu, oameni buni, și-o potolit un pic euro, că bătea leu de-i săreau fulgii. În orice caz, Tibi și cu mine, noi nu știm dacă e un lucru bun sau rău. Noi vă spunem doar ce s-a întâmplat. Și asta este un dat, guvernul a căzut. De data aceasta a căzut la propriu, după ce în ridicol căzuse deja de nenumărate rânduri. Oh, bun. Cu măsurile și cu atitudinile lor. Toată tărășenia poate fi totuși interpretată pozitiv. Știți de ce? E ca un exercițiu democratic sau negativ, ca o incapacitate cronică a clasei conducătoare de a se organiza în vreun fel în care să fie util populație. Pentru că asta e. Da, urmează să vedem. Urmează să vedem. Tibi a venit azi cu niște completări grozave. E nou guvernul SL. E opoziția care a lătrat cu spume la gură în ultimii 4 ani. Altă mărie? Nu, am zis că n-ar fi o mare diferență, pentru că ar fi aceleași persoane care se învârt dintr-un partid în altul, dintr-o opoziție în alta. Un guvern nou ar fi bun dacă ar fi un guvern format din nemți sau din japonezi. Ar putea fi mai rău dacă ar fi un guvern format din greci, dar deocamdată e cam aceeași mărie cu altă pălărie sau aceeași mariță cu altă scufiță, iar la conducere va fi același partid la fel de insipid, ca să rimez. Mai, din nou, nu spăl rufe în public, nu spăl imaginea nimănui, nu spăl creierele nimănui. A venit USL-ul, format din PSD plus PNL plus ce plus mai au ei? Plus PC, plus restul. PDL. Da. Deci cam toți sunt cam acolo. Cam toți. Vorbim de PSD-ul înainte să fie PDL-ul, înainte să vină salvatorii portocalii. Aduceți-vă aminte, Plaga Roșie, nu? Cine a privatizat țara până n-a mai rămas nimic? Indiferent că funcționa sau nu funcționa, contractele de exploatări, întreprinderile care au fost aduse din pierdere în câștig pentru ei, cei care le-au adus. Baronii locali, vă aduceți aminte de baronii locali? Avem o memorie noi românii ceva teribil. Deci se întorc cei care au jegmănit țara până în 2004, când disperați l-am votat pe pedeliști ca să avem o schimbare.
Deci au plecat, a plecat turma roșie și a venit haita portocalie. Etea, naibit situație, haita portocalie funvinsă, se întorc roșii. S-ar mă, putea ce schimbare! S-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să nu. Din vasta mea experiență de viață am învățat un lucru, și anume că toate generalizările sunt periculoase, inclusiv aceasta. Nu toți portocalii roșii, verzi, galbeni, maro sunt la fel de răi și nu-i bine să spui că guvernul este rău, pentru că e o noțiune abstractă. Sunt câțiva oameni cheie care sunt răi. Da. Iar dacă aceia sunt identificați și marginalizați, totul va fi mai bine. Mânca la tata pe el de optimist și de scump. Așa e? Așa e. Ce delicat. Am cunoscut sunt niște pedeliști atât de onorabili de am vrut să mă adopte. La fel și cu niște pesediști mai minunați. Niște oameni de o coloană vertebrală de piatră era coloana lor. Erau de o integritate, îngerii se dădeau din fața lor rușinați. Deci am văzut și de ăștia, sigur. Mai naibii nu i-am mai văzut de mult. Nici n-am mai auzit de ei. Să vedem cine vine la conducere. Ponta, am râs de domnul Victor Ponta. Tot respectul, un tânăr la 40 de ani, teoretic avea 18 ani la Revoluție. Așa-i? Da. Bravo. Da, mă spun la matematică, dar fac pe prostul că dă bine la rating. Bun, Victor Ponta, 18 ani la Revoluție. Nu poți să zici că a fost cu dosare grele, că e un comunist cu ideologie spălat pe creier de sistemul comunist. Pare un tip tânăr, pare un tip care își dorește să schimbe ceva. Dar atâta timp cât vine într-un partid în care susținătorii lui sunt grei, înțelegi? Avem filmulețul în care cred că au trecut 38-39 de zile de când chiar domnul Ponta a spus că nu va fi niciodată premierul lui Băsescu. Serios? Da. Hai, nu zi. Da, sigur da, că e o mirare tâmpită, că împreună am stat după film. Ia și haideți să vedeți ce interesante sunt vremurile în care trăim, dragilor. Ia uitați-vă. Mai vreau să mai spun o dată un lucru pe care l-am spus înainte să mergem la Cotroceni. Eu nu vreau și nu o să fiu niciodată primul ministru al lui Traian Băsescu. Niciodată. Deci niciodată să nu spui. Să nu spui niciodată. Mai puțin acum, când am spus-o de nici două acum n-ar trebui spus niciodată să nu spui niciodată. Mai spus odată. Mai puțin acum, că niciodată nu o să mai spunem. În contextul de niciodată. Domnule Ponta, ați început bine. Ați început bine, eu și cu Tibi tocmai v-am dat creditul de 300 de puncte cu minus. Pare rău. Revenind la ce s-a întâmplat astăzi în camera, în Parlament, s-a râs, s-a plâns. Ați văzut-o pe Cucoana? Am ajuns și noi în România să avem o clasă politică ca la bulgari? Atentate politice. Da? Unde era, la italieni? În pușcăturile? Nu. A fost o doamnă care a plâns atunci când a anunțat momentul restructurărilor. A spus, îmi pare rău, o să trebuiască să fie tăiat din salarii. Îmi pare rău că vă fac așa, îmi pare rău. Azi a plâns doamna Plăcintă. A zis că nu mai poate. Acum nu mai putea pentru că o hărțuia media din cauza băiatului, nu știu, care era drogat, Plăcintă, băut. Drogat, băut, odată să-l omoare pe cetățeanul care intervenise să o salveze pe fata pe care, l-o bătea. Doamna senator Plăcintă, ești sărac. Mai trebuie niște varză la dumneata ca să fii sărac. Plăcinta completă. În orice caz, vă spuneam asta, s-a râs, s-a plâns, s-au dat mii de declarații, s-au aruncat la tot felul de invective și s-au făcut promisiuni. Oleu, ce promisiuni! Unele mai deșarte ca altele. De apreciat au fost minoritățile, oameni buni. Minoritățile care și-au călcat pe cuvânt în mai multe limbi și s-au dat cu majoritatea. Deci ce a fost azi în Parlament, cine a avut mai multă vazelină, cred că a suportat mai bine. Putem să-i spunem o țigănie oare? Adică n-ai voie să faci pe nimeni țigan, primești amendă 8.000 de lei. Dacă adică știam că țigan? Pirandele fac țigani și pentru fiecare să plătească 8.000 de lei sau cum vine dacă faci pe cineva țigan? Îi spui că ești țigan? Da. Tibi, vrei să te îmbogățești? Zimi. Zimi. Invers, nu. Dacă spun, eu plătesc. Tu plătești? Da. Zim. Nu se face. Și nu-mi place, că ce e ca, e și, asta? Ca ce, și țăran. Ce e asta? Există da. O noțiune peorativă și una normală, n-ar trebui să fie mare jignire. Vă spunem noi diferența imediat. Imediat. Fiți atenți, că mai avem până acolo și o să completez cu niște experiențe clare din cartierul în care am crescut. Ideea e în felul următor. Președintele, după toată această tărășenie, președintele a băgat USL-ul în ședință. Iar posturile de știri, sigur că s-au agitat, cum se agită focul de sub grătar cu... Da, când faci cu bucata de carton, știi, când dă să se stingă. Ana, să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă. Noi nu prea ne dăm seama de ce se face atâta tevatură
că vă spuneam și mai devreme, doar nu credeți, oameni dragi și buni, că se va schimba ceva. Credeți? Se anulează unele contracte, se schimbă altele. Schimbarea asta va fi până în măduva oaselor. Deci în câteva zile trebuie schimbat șefi. O să vedeți plecări. Se schimbă șefii de la toate instituțiile importante. Aoleu, acolo o să vedem cu prefectul, cu prefectura. Ce zici? Atât, am spus mai devreme. Bravo, bun. Sigur că nu putea ca cetățeanul Ion Iliescu, domnul Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD-ului, să nu spună ceva. Ei, domnia sa crede că în urma moțiunii de cenzură de astăzi va urma un guvern de serviciu. Așa i-a spus dânsul, un guvern de serviciu. USL-ul fiind barca în care s-au adunat în ultima vreme toți oportuniștii, toți lașii, toți fugarii, dezertorii, trădătorii, ăștia care au văzut că se scufundă PDL-ul, au fugit la USL. Ei, în cazul ăsta, Tibi și cu mine, noi credem că urmează un guvern de servicii. Nu de serviciu. Trebuie răsplătite. O mână speală pe alta după ce s-au murdărit amândouă. Da, și amândouă fața care ce era curată. Și până acum era un fel de guvern de serviciu. Serviciu de informații. Dacă ții minte unde lucra. Unde săracul. 73 de zile. Domnule, am avut scute când a fost mic care a ținut mai mult de atât. Un colo de treabă. Ei, în schimb, președintele PDL, domnul Emil Boc, care continuă să ne rămână drag, deși cred că cariera domniei sale în politică aici sfârșitul sa, anunța mai devreme astăzi că partidul său nu va propune un premier și că va trece în opoziție. How about that, cum ar zice americanul? Ce ziceți de asta? Ceea ce n-ar fi o schimbare mare de tot pentru PDL, pentru că într-un fel și până acum au stat în opoziție. Că asta era opoziție. Era opoziție. Opoziție de servitori a președintelui. O poziție. Apropo de servitori, pe cine mai avem servitori? Ai președintelui? Da, exact ce v-a arătat mai devreme, Ponta, cu mesajul lui Ponta, nu o să fiu niciodată premierul. Ete ce situație. Haideți să trecem la altele puțin mai vesele. Mai mult de 1,1 miliarde de oameni. Deci mai mult de 1,1 miliarde de oameni, adică aproximativ 20% din populația Pământului, sunt rezultatul relațiilor sexuale dintre rude apropiate. Cel puțin asta susține un cercetător australian și s-ar putea să aibă dreptate. Ați observat, nu, cât de mult doresc românii să se unească cu frații de peste Prut? Mă rog, cu surorile de peste Prut. Oamenii de știință au identificat în sudul Norvegiei cel mai îndepărtat strămoș al omului. Iar Ion Iliescu a spus că el nu-și amintește să aibă rude în partea aia de Europa. Oricum, se poate să îi se fi perimat puțin și memoria, nu doar simțul stilistic. Ați auzit ce a zis Adina Buzatu, că se îmbracă foarte bine? Ce drăguț Adina Buzatu. Pentru vârsta lui. Da, păi cred că nu s-a mai uitat mult la el. Bun. Știți ce informație am aflat astăzi, dragilor? Că aproximativ jumătate din drumurile din România aveau la sfârșitul anului trecut durata de serviciu depășită. La sfârșitul anului trecut, durata de serviciu a jumătate din drumuri depășită. Și asta o spune Institutul Național de Statistică. Adică până și drumurile noastre au un termen de valabilitate după care expiră? Ați zice că asta e rău? Nici problemă. Nici gând. Nici pomeneală. Nici pomeneală asta să fie problema. Cel mai rău lucru este că la noi în țară drumurile expiră, dar o fac mai repede decât o face laptele. Serios. Mă și mir, cred că cu lapte și cu caramele, ba nu că e prea scump. Eu nu știu cu ce le-a spus. Nu știu, cu miez de pâine să se întărească acolo. Ar ține mai mult. Cu pesmeț. Ah, să știi că pesmețul ar ține. Nu, le-ar mânca păsările. Când faci țuică iarna, toamna, când faci țuică și căptușești cazanul cu pâine, cu făină, cu apă și cu făină, cu cleiul ăla sănătos, ar ține mai mult decât drumurile. Ei, bun! Și apropo de cazane... Asta ți-a plăcut, croșetă. Da, bravo! Apropo de cazane, dragilor, un grup de 30 de... Țineți-vă bine că acum începe. Ei, dacă nu o să fim noi pentru asta, dați afară, fie. Măcar am terminat-o spunând adevărul ca de fiecare dată. Încercăm limitele, să știm care sunt. De acord. Nu mai avem mult, dar vă spunem... În 4 minute trebuie să spunem aceste informații. Le spunem. Un grup de 30 de români de etnie romă
Deci grupul a fost evacuat luni, 23 aprilie, de către autoritățile din Austria, dintr-o tabără instalată în mod ilegal sub un pod din orașul Terfenz. Și credem că acesta este unul din cazurile în care putem lăsa political correctness ăsta la o parte și să le spunem direct țigani. Oricât de delicat ar încerca să fie Dexul, care de curând a schimbat definiția cuvântului rom. Și țigan, da. Păi ei au stat acolo 2 săptămâni, au produs vreo 20 de metri cub de gunoaie, pe care 20 de oameni au trebuit să le curețe în mult timp, au primit ajutoare de la autoritățile locale pe care le-au aruncat și le-au lăsat în paragină. Deci au venit, au făcut mizerie și de aceea cred sincer că putem să-i numim țigani și nu romi, pentru că comportamentul este țigănesc. Așa cum putem spune unui om că e țăran fără să aibă nimic de a face cu meseria onorabilă de agricultor, putem să-i spunem oricui țigan. Deci treaba asta cu țigănia e o tâmpenie, pentru că țiganii se uită la tine și îți spun, în toate țările, în toate țările vestice, într-o formă sau alta, suntem numiți țigani, ăștia suntem noi. Noastră știți că țiganii erau revoltați când trebuiau să-i numim romi cu 2 R, ei nu sunt romi, domnule, ei sunt țigani, dar și la ei, și asta vă spuneam adineori, vă spun de la mine din cartier, gaborii cu pălărie, niște oameni pe care neștiind îi cataloghez ca și țigani, nu, Gaborii sunt oameni de afaceri, sunt oameni care fac comerț, sunt oameni care nu fac nimic din țigăniile pe care le fac țiganii. Ghidul lui Tibi spune, are câteva trucuri despre cum să-ți dai seama dacă ești țigan. 1. Dacă a trebuit să lipsești de la teză pentru că ți s-a rupt apa, s-ar putea să fii țigan. Dacă ții minte toate dușurile pe care le-ai făcut anul ăsta, s-ar putea să fii țigan. Dacă singura dată când pui mâna pe o carte e ca să-i citești cuiva viitorul, s-ar putea să fii țigan. Dacă te-ai curentat cel puțin o dată în timp ce furai cupru, s-ar putea să fii țigan. Dacă la 18 ani ai mai mulți copii decât clase absolvite, s-ar putea să fii țigan. Dacă ai făcut vreodată grătare în cimitir, dacă te-au plătit francezii să-ți vizitezi singur țara, dacă știi ce gust are carnea de lebădă, dacă ai în sufragerie o plasmă și nu vezi bine la ea din cauza calului, s-ar putea să ai un bulibașă. Dacă noțiunea de revânzător e un eufemism care ți se aplică, revânzător, bun asta. Dacă există cel puțin un ONG care să-ți poarte de grijă, dacă ți s-a întâmplat vreodată să te cerți ca la ușa cortului în timp ce ești chiar la ușa cortului, s-ar putea să fii țigan. Pentru mai multe informații, consultați blogul Scame din Buric, unde săptămâna viitoare va apărea întreg ghidul. Este ghidul pe care vi-l recomand din inimă să-l aveți cu toții, pentru că Tibi, acest creier neobosit, a fumat puțin, dar neobosit, scoate cele mai grozave perle pe care le îndrăgesc foarte mult. Ca o scoică. Într-adevăr, e un ghid la care m-am amuzat copios și mulțumesc mult că l-a făcut. Îl găsiți la noi pe Servustoc, pe Facebook sau pur și simplu pe servustoc.ro, unde vă așteptăm pentru orice fel de comentarii, de declarații. Ei bine, dragilor, e vineri seara. Știți ce vă dorim? Să aveți un weekend prelungit, frumos, rămâneți cu noi luni seara și mai ales marți seara. Marți seara de 1 mai avem pentru voi o ediție absolut magistrală. O să o iubiți și vă garantăm, marți o să vă bucurați când ne revedeți. După cum spun italienii. Iar până atunci nu vă doresc decât să aveți vreme bună, să faceți grătare fără să fiți amendați, să vă încărcați bateriile de 1 mai. Iar pentru cei care stau întinși în pat acum și savurează un mojito, un vin, ceva bun și se simt confortabil în compania noastră, mojito, să aibă o seară minunată. Și până când ne revedem din nou luni seara, vă spunem cu drag și cu plăcerea de a vă fi servit. Servus toc! Servus toc!